Chiar dacă astăzi la ora 10 avertizarea de cod galben de ploi și vijilii a trecut pentru județul Mehedinți, prefectul Nicolae Drăghea a convocat comandamentul pentru situații de urgență pentru a se asigura că structurile Ministerului Apărării și Internelor sunt pregătite pentru intervenții. Probleme au fost dacă mai apar, suntem pregătiți, pentru că a trebuit să facem față câteva zile la rând codului portocaliu. Au fost zone precum Pădina Mare și Poroina Mare care într-adevăr au fost afectate case, curți și beciuri. Autoritățile locale au acționat permanent cu sprijinul Inspectoratului pentru Situații de Urgență al grupelor operative care s-au format. Acum, după aceste acțiuni, este necesară o implicare mai motivată și în zona sprijinirii refacerii drumurilor, podețelor, podurilor din localitățile afectate și sperăm noi ca împreună cu resursele locale, cu resursele de la Consiliul Județean, cu resursele primite de la nivel național să facem față. De fapt, am avut și o analiză a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, după cum ați văzut-o, care ne-a permis să evidențiem că în anul 2013 și mai ales în iarna 2013-2014, dar și evenimentele produse în primăvară și vara 2014, s-a făcut față la toate evenimentele la care, invariabil, că a fost ploaie, că a fost zăpadă, că a fost grindină, Mehedinți a fost pe primul loc și aceste zone afectate le-am discutat și cu și la nivelul conducerii superioare a țării să fie sprijinit și o primă dovadă este că au început efectiv lucrările de amenajare a bazinului hidrografic din zona Bălăcița, din zona Broștești și din zona Corcova, cu investiții separate foarte mari care ne asigură pe viitor că nu vom mai avea inundații cu urmări ca până acum. Cum se prezintă situația pe Dunăre în această perioadă, dacă sunt restricții și dacă au fost depășite cotele de atenție? Nu sunt niciun fel de restricții, cotele nu sunt depășite, avem regim de optim, adică nivelul de Dunăre se situează între etiaj și cota maximă navigabilă, mai precis o debit de 5.000 de metri cu pe secundă, care înseamnă optim pentru navigație. Este normal pentru această perioadă din an sau vă așteptați la creșteri sau scăderi în perioada următoare a debitelor fluviului? Nu este normal. Firesc, ar fi fost acum să fim într-un regim de secetă destul de pronunțat și cu regim navigație, regim de praguri, deci reducerea cantităților de marfă pentru unitățile transportate. Dar în tot trebuie și bine, multă ploaie, este multă apă și pentru navigație se poate desfășura în condiții optime. Ce ecluze funcționează la ora actuală, dacă vorbim? A noastră este în regim de reparație, lucrează ecluza sârbească, jos lucrează amândouă, deci există posibilități de preluare a traficului fără niciun fel de încetinire, zgrumare sau întârziere a traficului de navigație. Cum s-a prezentat situația în această perioadă de cod galben? În momentul de față, județul Mehedinți nu mai este sub incidența codului galben, iar în județ, cotele râurilor interioare sunt sub limita cotei de atenție, deci nu sunt probleme, cu excepția a două cursuri de apă, respectiv Drincea la Cujmir și Motrul la fața Motrului, care au o ușoară creștere, dar nu vor atinge cota de atenție și nu pun probleme nici aceste cursuri de apă, nu sunt probleme. Cantitatea de precipitații căzută în ultimele 24 de ore pe raza județului Mehedinți a atins un maxim de 56 de litri pe metru pătrat în zona Baia de Aramă-Târmigani.